Superiorul general al Ordinului Franciscan, Părintele Massimo Fusarelli și Părintele Francesco Patton, Custodele Țării Sfinte, au aprobat primul imn în limba arabă pentru tineretul franciscan la inițiativa tineretului Sfântului Francisc din Ramla. În timpul unei întâlniri între directorul spiritual al tineretului Sfântului Francisc, Părintele Abdel Masih Fahim, și Părintele Francesco Patton, Custodele Țării Sfinte, a fost aprobată adoptarea imnului ca fiind cântecul oficial al tineretului Sfântului Francisc pentru întregul Orient Mijlociu. Este fundamental, deoarece prezența franciscană în Țara Sfântă există de mult timp, încă de pe vremea Sfântului Francisc. Potrivit părintelui Patton, Sfântul Francisc ar trebui văzut nu doar ca un sfânt, dar și un exemplu de urmat. Atunci când tinerii franciscani vorbesc arabă, înseamnă că există o lumină pentru întregul Orient Mijlociu. Imnul a fost scris pentru a sărbători cea de-a 15-a aniversare a tineretului Sfântului Francisc din Ramla. Ideea a apărut atunci când am observat că nu există un imn pentru tineretul franciscan în limba arabă. Am văzut că imnul, printr-un mod distinctiv și interesant, plin de energie și vitalitate, întărește apartenența la tineretul franciscan și stabilește identitatea și misiunea tinerilor. Te urmez precum Francisc este titlul imnului, ale cărui versuri au fost scrise de părintele franciscan Johnny Jallouf, care a contribuit și la crearea melodiei împreună cu artistul Nazar Alcater. Cuvintele imnului tineretului franciscan sunt inspirate din regula Ordinului Franciscan secular și, în același timp, arată cum tinerii de astăzi, în secolul 21, îl pot urma pe Hristos, urmând viața Sfântului Francisc și trăind Evanghelia. Imnul este cântat de frații Johnny și George Jallouf, franciscani ai Custodiei Țării Sfinte. Prin cuvintele și spiritualitatea franciscană a acestui imn am încercat să lăsăm o amprentă asupra fiecărui tânăr care îl cântă. Imnul care a fost scris în limba arabă este frumos și reprezintă valorile pe care un preot paroh încearcă să le realizeze. Aș dori să-mi exprim recunoștința față de toți cei care au contribuit la fondarea tineretului franciscan, precum și față de administrațiile anterioare din ultimii 15 ani. În plus, sper că toți tinerii membri ai tineretului se vor îndrepta întotdeauna către comunitate. Shabibat ma Francisc, salamun lakum. أكمل المسير